Probabil mulți se întreabă cum arată întâlnirea de Land Cruiser 100. Păi uite așa, miște prin cățelul. Și ne pregătim ușor, ușor de plecare. Toată lumea punctuală, la 8. Suntem noi trei. Hai că am ajuns la Blejoi. Am mai adunat o Toyota de pe drum. Nu asta. Am Costin. Suntem 7. Și am niște stickere să-mi pun aici. Că na. Ei stau acolo, discută. Ei nu știu că eu mi-am pus stickerul. O să vină și o să vrea și ei. Da, da. 47V8 cu 35-uri, 4.2 6 linie cu 33-uri, suspensie. Mai avem pe acolo tot 4.2 cu 4.2 cu 4.2. 3 bucăți. Vreau și eu. Bună treabă. Cristi mă știe tot. Da, păi el și-a pus, are deja. Păi da, dar el are și turbină și injectoare și pompă și haos. Are, da, 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 știu că mi-ai zis. Bine, nu știu ne băgăm mai discuțiile astea de tractoare, dar nu sunt noi frate. Aduc aminte de când ne-am cunoscut, cum ne-am cunoscut. Bătrânii, mă, bătrânii. S-au întâlnit bătrânii. Haide, mă, să le dăm pe confort. A, tu fumezi, tu ai de-aia, nebunule, faci presiune, nu știu ce, automat, ai un calculator, nu? Ai un robot care iese de acolo, nu? La tine. Hai, nu?
miroase frumos. Asta e tot avantaj. Mai, domnul, nu știi. Trebuie să te uiți, să cunoști, dacă are marcă, nu are marcă, nu are pula mea. Oricum îi pun eu marcă, dacă vor, nu. Haide, mergem. Ce frumos. Băieți, așteaptă. Oricărică. Nu. Nu face nimeni urcărică. Așa-mi cred. E frică 105 lei, mă, că trebuie să dăm spate, știi? Oleg îi zice, hai mă în față, nu vreau mă, hai da mă, dar n-am chef mă, ești nebun. Ce, trebuie să demonstrezi ceva? Ce n-am nimic de demonstrat. Da, e nebun. Păi nu, merge, merge, nu e. Nu e nimic de blocat. Aici e mai greu accesul, mai bine faci dreapta să nu dai cu bară. Asta e, dă-i de acolo. Îți curge benzină din ea. Nu e benzină, cred că e apă. Că ea e diesel. E motorină. Motorină scurge. Îi curge, că am rezervorul suplimentar. Ah, ok, ok. Așa e la bogați. Mai curge motorină. Dar curge destul de rău. Da, mă, e... prea multă motorină și... bogăția. Păi da, mai frumos e 100 decât 150. Păi na, a venit mai hotărât. Ia cu stânga, stânga aici, stânga, stânga, stânga. A urcat 100, mă. Așa ceva, mă. E mai greu 105. E mai încărcat. Băi, și n-a rupt grupul, băi. N-a rupt, nu. Vrei pe acolo, Vali? Păi trebuie mai prin dreapta și după aia cu stânga. Adică să pui așa, cum ești acum, așa, drept, acum drept. Am văzut ce-ți spune. Și după ce urci acolo, iei cu stânga. A, nu, prea așa, drept, drept, drept. Să mergem și noi să purcedem. Noi fătălăii care am mers pe drum. Hai.
Uite, mă, agitație. Lasă-mă că nu-i facem nimic. Ce poți să-i fac? Hai. Hai să o luăm mai în față. Hai, luați-o, luați-o. Daniel, ce faci? Ce să fac? Uite, filmez. Mai avem ceva. Băi, aș merge mai tare, mă. Mergeți, 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 care trag valii. Hai să mergem, că oamenii vor mai tare. Bateria ceva, adică să țină și la întors bateria asta încărcată, să se mai încarce a mea și să o pun pe a mea la jumătatea drumului, să mă țină până acasă, cumva, sper. Și sper să fie de la alternator. După cum se manifestă ea așa, asta aș tinde să cred că e, da? Na. Nu se știe niciodată. Sau bine, poate că oamenii care se pricep știu exact. Nu e cazul meu.
am trecut și de asta, domnule. O, au închis aici cu pământul. De ce mai? Am curățat, ce-au făcut? Ce-au putut să facă cu schema asta? Să nu mai fac eu gatăr aici? Frumos. Scuze pentru sticla de apă. Să oprim să nu mai consumăm curent. Hei. Vin o bagaj de mână. Fiecare să-și ia locul în formație. Ăla-i locul meu, îl știu. Bă, dar au băgat aici buldozer, ceva. Familia ta, dacă n-am pus cu Lucia, acum o lună nu era. Haide-mă, frate, mă! A venit, mă, ea cu tracțiune spate, cu tot! Care? E bine așa? O cutie asta n-am o cum să fac și nu caiți problema. Nu caiți. Dar n-are mult treabă, să mă apuc. Am venit. Lasă-mi, filmezi. Ce are? Ce are? Știi cum 1800 de ture, frate. L-a pus într-a 5-a și n-a mai schimbat. Când am făcut stânga și la 1800 tot 40 de kilometri nu făceam nimic, frate. Urca de pe asta așa. N-ai zis că la 5:30 te trezești? Cred că s-a desuflat și salteaua, dar nu mai contez. Băi, e 5:30, mă. E 5:30, mă, Cristi. Te mai las? E 5:30. S-a trezit, mă. E viu. Dimineața. 8. Oamenii dorm. Cum era el? La 5. Eu m-am trezit la 5, dar eu m-am trezit și la 7, nu știu, m-am tot uitat pe geam, zic, o fi Cristi pe aici, zic să, nu, nimic, zic, mai stau, că nu e Cristi. Și el rupe, ești nebun. Da, e tare așa să bei într-un loc. El mai este espresso, săracule, ce mașină avea? Ce mașină avea italianul, vreau să știu? Jeep? N-ai să crezi, un BMW. Vezi, nu ai zis? Săracule. Vezi? Deci a avut un BMW închiriat. Un amărât. Da, și ce avea de asta, X3, m-a rugat, zic, stai te rog pe lângă mine să vedem dacă trec pe partea cealaltă. E drum, cum a mers noi astăzi, știi? Ieri.
Nu, hai să le facem, să agităm mașina, să le facem ceva rău. Aș fi deschis portbagajul, dar nu pot, că nu se deschide. Mie să nu-mi sară câinele pe mine să mă mănânce. Uite-l, mă, să mă... Bă, frate, tu știi cât e ceasul? Cât crezi tu că e ceasul? Că l-ai aici, deasupra. Tu ce faci? Tu cine ești? Cât crezi tu că e ceasul, te rog, să-mi spui. Nu știi? 10, nu? Păi și ți se pare, mă, normal să moară Franța, să te culci la 12:30, să te trezești la 10? Ia îl sac. Ha? Facem și noi omletă de aia? E 10, să moară, s-a trezit lumea, am jucat tenis de picior, am făcut badminton, am făcut teren de fotbal. Te-ai trezit acum? La 7 m-am trezit. Bă, frate, toată lumea s-a trezit la 7, ești nebun? Bă, m-am uitat pe geam de 1000 de ori și n-am văzut pe nimeni. Bă, la care 1000? Poate te uita la 5. La 7 ne-am trezit toți, ești nebun? Toți. Uite-te și tu, am făcut focul, am făcut cafele, am făcut espresso, am făcut tăte drecu. Chiar așa? Dormiți ca femeile alea care dorm mult. Ce? Păi și ce vrei să fac? De ce? Setup-uri. La mine e frumos. Un pic aici. Gata, mă, să fie țiplu. Așa, așa, toată lumea pe mașini. S-a dormit, adică în mașină. La Adrian aici avem... Țac, și-a făcut omul patul. Nu stă. Cort. Ia, mă, ce avem aici? Bogăție? Nu mi se pare. Cort. Mașina așa stă, nu trebuie. Așa. Are butelie, are cutie, are daia, are coș de gunoi. Ce? Corpul e bun. Din care trage în ăla revarsă. Da, e bun, îți dai seama. Nu știu cum o fi cu vântul și cu căldura și cu chestii de genul ăsta în el. Deci că am întrebat. E bine și așa. Băi, și e mișto. Ți-am zis, e mișto că are partea aia rigidă, știi? Capacul. Și măcar partea aia ține adăpost. Știi? Adică gen, dacă dormi cu capul acolo, știi? În partea aia n-are cum să-ți mai bată vântul, știi? Ține, nu contez că nu ține, dar... Mamă a zis că face răcoare, e bine, uh-huh. 20 de grade în port. Mamă! La soare, la padu. Uh-huh. Și n-a, e bun, l-a mers la viteză, carcasa e rigidă la asta zi. Că nu flutură, nu știi? Da. Și noi cu tuietele cum... Da, mergem cu viteză, frate. Da. Mișto. Fiecare după creștere, domnule. Un cârnățel, o omletuță, oamenii bagă la 11 fără un sfert niște cartofi prăjiți cu niște coaste la grătar acolo. Așa sunt toiotiști ăștia, excentrici. Am zis că ce rost mai are să mai stric un micul dejun? Păi chiar așa, ai trecut din la prânz. Dani, îți mai pun de asta? Pune orice vrei tu, atâta timp cât e gratis, nu costă bani. Activități. Se mai tai un lemn. Se mai probează un bonfire. Mai un foc, mai o clătită. Ai obosit? Se aude un 115 aici, ne caută, dar nu ne găsește. Ne găsește el până la urmă. Mă duceam după el, dar nu pot să trec râul ăsta. Ia, dă-i acum aia. Acum n-am mai dat. Acum. Scoate frumos când îi dai șpriț. Scoate negru. Mă, că auzi și-o fi. Bun. Bun. Se aude bine. Da, mă, scoate bine. Da, mă, nici n-a râs. Dacă puneți benzina, o oprești. Las-o, mă.
Da, ultima zi, adică a doua, plouă de 24 de ore. Mi-a trecut alergia, asta e un lucru bun, arăt mai bine. Da, ne-a plouat, de ne-a luat dracu. Cine se gândea? Nu ne gândim acum decât cum facem noi să ajungem în București la 40 de grade. Și aici sunt 16. Foaia de cort ne-a salvat viața, jur, pe ploaie. Asta a fost întâlnirea Land Cruiser 100. Am strâns și 9 mașini la prima ediție. Sper că ați văzut lucruri interesante. Nu știu cât am putut să filmez eu din ce au avut băieții ăștia în setup. Poate o să mai vedem filmulețe cu Toyota asta, care are undeva la 350 de cai, 4.2 diesel, cu multe modificări, diverse mașini cu diverse setup-uri de overlanding și de ne-overlanding, că de off-road Land Cruiser 100 nu este. Deci pe Bălușiu. Cum o fi dormit? Ce am zis noi, că stăm în râu, a? Stăm în râu, facem șpriț, picioarele în apă. Am făcut. Da. V-a plăcut? Vreți să ne mai urmăriți? Vi se pare că eu sunt superb, minim superb, minim amuzant și minim bun. Like, share și subscribe. Doar așa putem să postăm în continuare. Altfel nu se poate. Și dacă aveți nevoie de sfaturi de Land Cruiser 100 și nu numai, intrați pe Patreon, Stax TV și îmi puneți toate întrebările voastre acolo. Simplu ca bună ziua. Bună ziua. Ah, am uitat. Le mulțumim sponsorilor, în acest caz principal Motul România, care ne ajută să ne deplasăm în locuri de genul ăsta. Mai sunt și alții, o să-i pună Marius pe generic. Schimbare! Am schimbat la pauză să filmăm. Da, a fost frumos. Păcat că a plouat, dar noroc că am avut asta. Băi, ce vrei, mă? Unul trebuie să filmeze. S-a umflat râul. Nu e problemă.